Vă mai aduceți aminte de covorul fermecat din basmele copilăriei? Cătălin Alexandru Doru, un inventator canadian de origine română, a construit un astfel de dispozitiv, în fapt o planșă zburătoare cu elice. Denumită hoverboard, aceasta îi permite inventatorului să zboare deasupra solului la 5 metri înălțime, controlând mișcarea doar prin înclinarea picioarelor. Potrivit gadgetreport.ro, în luna mai, el a stabilit un record Guinness pentru cel mai lung zbor cu un hoverboard, plutind cu ajutorul acelui dispozitiv deasupra unui lac din Canada, iar acum lucrează la un nou prototip cu autonomie de zbor și mai mare. Chinezii au pornit pe urmele extraterestrilor. În regiunea Guizhou se construiește cel mai mare și mai performant radiotelescop din lume. Cu antenele sale speciale, cu un diametru de 500 de metri, plasat în adâncul munților, chinezii speră să studieze undele radio emise de unele corpuri cerești și semnalele misterioase din cosmos, care ar putea decripta misterul extraterestrilor. Construcția telescopului a început în 2011 și va fi finalizată în 2016. Un clip video cu un samurai în acțiune a devenit viral pe internet. Maestrul Isao Machi a fost filmat în timp ce a reușit să taie în două cu o viteză uimitoare flori, fructe, mingi și chiar creveți. În imagini vedeți cum samuraiul reușește să anticipeze o minge de tenis lansată cu 640 de km pe oră. Secretul lui Isao Machi stă în coordonarea uluitoare a mișcării mâinii cu agerimea ochilor pentru a secționa obiecte la viteze demne de un bolid. Studiourile Disney au lansat un nou trailer pentru cel mai așteptat film al anului, Star Wars Episode 7 – The Force Awakens. Clipul video de 2 minute și 34 de secunde prezintă noi amănunte din producția care se anunță a fi cel mai bine vândut film SF din istorie. Potrivit unei companii de cercetări de piață din Statele Unite, citată de gadgetreport.ro, noul Star Wars ar putea obține peste 100 de milioane de dolari în primul weekend de proiecții, iar încasările totale vor depăși granița de 1 miliard de dolari. Acțiunea noului episod, care va ajunge în cinematografe în 18 decembrie, va fi plasată la 30 de ani după cea din Întoarcerea Cavalerului Jedi. The Force. It's calling to you.